Poate vă întrebați în această seară de ce trebuie să cântăm, să aducem laudă lui Dumnezeu, să aducem laudă în special Domnului Iisus. De ce atât de mult Iisus, Iisus, Iisus? Stăm în această seară în casa Domnului pentru că cuvântul Domnului spune că n-a fost nimeni vrednic în cer să vină și să împlinească voia lui Dumnezeu pe pământ decât Domnul Iisus. N-a fost vrednic niciun arhanghel, niciun înger, niciun serafim, niciunul din cei 24 de bătrâni, niciuna din cele patru făpturi vii n-au fost vrednice să vină și să ducă la îndeplinire planul de mântuire al lui Dumnezeu decât unul singur, Domnul Iisus. De aceea spunem, slăvit să fie numele. În această seară vrem să avem bucurie în inimile noastre, pentru că unul din motivele pentru care Dumnezeu a trimis pe Fiul Său pe pământul acesta a fost să aducă din nou bucurie, să aducă din nou pace, să aducă din nou împăcare între noi și Dumnezeu. Și când spunem despre pace, cu toții știm că la un moment dat jertfele care se aduceau nu au mai putut acoperi păcatul, nu au putut acoperi greșelile oamenilor față de Dumnezeu, de aceea Dumnezeu a spus, am să fac un plan de mântuire. Și cum am zis, n-a fost vrednic nimeni decât unul singur, Domnul Iisus. De aceea în această seară vrem să-i aducem laudele noastre, vrem să ne deschidem inima înaintea Lui, pentru că ce El a biruit, El a fost vrednic să vină și să ne mântuiască, să ridice lumea din întunericul în care zăcea și să ne împace pe noi cu Dumnezeu Tatăl. În această seară vreau să citesc un pasaj din cartea prorocului Mica, câteva versete și apoi voi da îndemnul la următoare rugăciune. Mica, capitolul 5, pagina în Biblie 897, cuvântul Domnului spune în versetul 2. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși, din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Versetul 5, prima parte. El va fi pacea noastră. Dacă în această seară Domnul Iisus este pacea ta, deschide-ți inima înaintea Lui. Dacă în această seară Domnul Iisus este bucuria ta, laudă-L pe Domnul în toată inima. Domnul Iisus spune în Ioan, capitolul 14, cu versetul 27. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum mă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Domnul Iisus a venit să aducă o pace. Dar dacă noi spunem pace, pace, când venim la casa Domnului, Domnul Iisus a venit să aducă o pace și o împăcare reală între noi și Dumnezeu. De aceea, în această seară, dacă stăm în casa Domnului, haideți așa cum suntem, să-i dăm slavă Domnului. Aseară la rugăciune, o mână de oameni ne-am bucurat în prezența Domnului, ne-am bucurat de prezența Domnului, ne-am bucurat în cântare, ne-am bucurat în rugăciune și Domnul a fost prezent în mijlocul nostru. Stăm în această seară în casa Domnului. Este o seară în care sărbăm nașterea Domnului. Dacă de multe ori în familiile noastre se naște copii, cu atâta bucurie îi întâmpinăm când auzim vestea că se întoarce acasă, vine acasă de la spital, și cu bucurie și cu dragoste îi înconjurăm. În această seară s-a născut un împărat, s-a născut un rege și numele lui este Iisus Hristos. Dacă suntem în casa aceasta de rugăciune această seară, suntem datorită faptului că Domnul Iisus a venit, s-a născut, a trăit pe pământul acesta pentru noi, a murit și a înviat. Dar Domnul Iisus a făcut toate aceste lucruri o singură dată. Domnul Iisus nu se mai naște niciodată. Domnul Iisus s-a născut odată pentru totdeauna, a murit odată pentru totdeauna. Domnul Iisus se naște și s-a născut o singură dată. De aceea, în această seară, am vrea să-i spunem Domnului, Doamne, îți mulțumim că te-ai născut. Când Domnul Iisus a vorbit cu Nicodim, a spus lui Nicodim, eu trebuie să mă nasc din nou în inimile celor care nu mă cunosc, eu trebuie să mă nasc din nou în inimile celor care nu sunt împăcați cu Dumnezeu. Nu, Domnul Iisus a spus, cine vrea să mă urmeze, el trebuie să se nască singur din apă și din Duh. Domnul Iisus s-a născut odată pentru totdeauna. De aceea, în această seară, vrem să-i dăm laudele noastre, vrem să-i aducem bucuria noastră, să o ducem înaintea Domnului. Nu vrem să stăm în casa Domnului așa de apăsați, așa de îngândurați. Suntem în casa Domnului. Mă rog ca Domnul Iisus să ne dea o bucurie vie. Mă rog că Domnul Iisus să dea pace. Poate suntem îngrijorați, poate decolindători, poate ne uităm la tineri aceștia. Eu mă rog Domnul să binecuvânteze, să le dea putere. În această seară am putea spune că schimbăm oarecum garnitura. Domnul Iisus să le dea dragoste, să le dea putere. În această seară vor fi în linia întâi și vom vesti în această seară nașterea Domnului Iisus Hristos în Londra și colinda noastră, cântările noastre, să ajungă până înaintele Dumnezeu. Dacă păstorii s-au bucurat
de nașterea Domnului Iisus. Dacă magii s-au bucurat, s-au închinat, în această seară și noi trebuie să ne închinăm înaintea Domnului. Aleluia. Pentru că suntem copiii Domnului și ne întrebăm cum ne putem închina. Domnul Iisus nu are nevoie de banii tăi, nu are nevoie de aur, de argint, de smirnă, de pietre scumpe. Ceea ce Domnul Iisus vrea în această seară este să-i dai laudă, este să-i dai inima ta, să-ți toarne bucurie în inima ta. Dacă în această seară vrem acest lucru, ca Dumnezeu să aducă bucurie în inimile noastre, să aducă pace, să aducă dragostea Lui, să aducă lumină, mă rog că în această seară Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Haideți să zicați pe picioare să facem această rugăciune, să spunem: Doamne, adu Tu pace în inimile noastre, adu Tu bucurie, adu Tu lumină și fie că de această naștere a Ta pe care o sărbăm în această seară, lumina cuvântului Tău să lumineze inimile noastre, să lumineze viețile noastre și pe chipul nostru să experimentăm bucuria. Pentru că și bucuria, cum știm, este și o roadă a Duhului Sfânt. De aceea mă rog în această seară ca Dumnezeu să lase peste noi roada Duhului Sfânt și cu toții să ne bucurăm de nașterea Fiului Lui Dumnezeu pe acest pământ. Domnul să o binecuvânteze, intrăm în rugăciune.